Bă, dar nu mai fi negativism în căsă și gura ta. Deci e foarte simplu. Ne dăm nepoții lui moșul ăla, mergem la moșul ăla, îl îngrijim un an, doi ani, trei ani, dracu, cât poate să trăiască, că-i vai de capul lui. Și după ce îl îngrijim, o să zică, ia uite, nepoții mei mor trăniți și îl moștenim pe fraier. Nu știu ce să zic, bă, cu ideile tale, că de fiecare dată ne-au adus la bani, de ne-au scos din casă. Cine, banii? Nu, tată, băncile. Bă, ia stați mă așa, că să-mi repet și eu în cap. Deci noi mergem la moșul ăla și zicem că suntem nepoții lui? Da. Deci ca și cum ar fi din arborele lui ginecologic, nu? Din ce? Arborele lui ginecologic, nu? Păi de capul și de zilele tale de prost. Cum e, mă, să fii chiar halul ăsta de prost? Arbore ginecologic? Arbore genealogic? Ma, Doamne, asta îmi place mie, când văd un prost care e corectat de alt prost. Arbore genealogic. Bă, mâncă vă și mă răbă. Bă. A venit aici ce, să ne pui bețe în roate? Roți. În ce? Ne pui bețe în roți. Plurarul la roată este roți. Bă, deci, iertați-mă că mă opresc așa din avântul ăsta de gramatică și de mor și de rănit. Ideea este că noi am venit aici așa ca să facem o șpârlă, o șustă, o treabă, o escrocherie, un morț, un rănit. Hai, mă, zi. N-am venit să ne pregătim pentru Olimpiada la română, că vă anunțam, adică nu era... Bună ziua, v-ați hotărât? Da, m-am hotărât, o să mă spânzur. Da, până una alta, dă-mi o cafe. Scurtă, lungă? Lungă, că avem de vorbit. Eu vreau cola. Zero? Nu zero, am zis una. Băi, ești chiar când... Cola zero, fără zahăr, bă, trăiți, iar familia ta să-ți trăiască. Bă, nu mai băga de-alea în tine, frățiorul meu. Bă, tu te dracu. Da, dă-mi o cola și-mi pune o zahăr, dacă e... Adu-i frățiorul meu, dă-i la pahar. Bă, da, gata, vreau și eu o plăcintă. Nici nu știu care să vă recomand. Pe care? Băi, mâncă-te, ești chiar pe gramatică. Ce, mă, dacă înveți eu... De care plăcintă aveți? Cu brânză, cu stafide, cu mere și cu dovleac. Adun 50 de whisky. De 12, de 25? De 12, de 25 de lei sau ce? Nu, de 12 sau 25 de ani. Nu, mă, o plăcintă, adun-mă o plăcintă. Cu mere. Sigur. Hai, mă, zic. Deci, eu am un tovarăș, da? În primul rând, știți pe Vărmi, da? Pe Cristi. Este care e tovarăș bun cu tovarășul ăsta meu, cu Marius. Mă, ăsta lui Marius lucrează la un complex din ăsta de oameni bogați, foarte șmecheri, în fine. E la uși pe acolo, nu vă gândiți. Așa. Și a cunoscut-o la uși acolo că tot trece o tanti din ăsta. Bă, dar șmecheră, femeia cu blână, cu tot felul, cu vulpi, așa. Și asta duce, a rămas... Duce undeva ce-ți uită acum, sper, nu? Bă, tată, clar e că fiul lui asta bogata e tovară super bun, dar bun de tot, cu unul care vă răsu, e detectiv particular. Ce, mă? Ce dracu să... Ce dracu, mă? Ce înseamnă detectiv particular, în primul rând? Ce detectiv particular? Un detectiv care n-a mai prins locuri la buget și a făcut la particular. Bă, știi, din neuit în viața ta de detectiv particular? Nu, mă, nu! Dar Sherlock Holmes ce? Nu mă interesează! Păi, terminați cu c***le astea, că dacă nu terminați, eu plec. Unde, dracu, pleci? În Grecia, nu v-am zis că plec o lună în Grecia? Păi, știi, mă, pleci în Grecia? Da. De asta eu n-am treabă cu toată asta, deci vă descurcați voi dacă e. Cu detectivul și cu tot. Cu cine? Cu principiul în coa. Cu detectivul, băule, cu detectivul! Da, ești, particular! Din ce-l plătim? Așa. O omor, mă gândesc. Îl plătiți. Îi dați și voi parte de moștenire, da? Îi dați și voi 10%, așa mie îmi dați 40% și voi luați asta. Alo, cum dracu să-ți dau, mă, ție 40%? Ce am nebunit la cap? Păi da, tu te aduci fresh cu cupa acolo și ea prin Grecia și proști muncește, este? Da, boule, eu frec cu cupa acolo pe în Grecia, dar până la urmă, cine v-a făcut vouă rost de detectiv particular, da? Corect. Bun. Treaba e în felul următor. Aveți mare grijă că detectivul ăsta are așa un soi de defect de vorbire, așa. Ce defect? Bă, când vorbește, nu știu, dar nu deschide gura, mă. Cum adică nu deschide gura? Că așa, că ăsta doar că ține gura închisă de tot. Cum dracu ține gura închisă? Da, ține gura închisă, pur și simplu, și să nu vă uitați la el insistent, așa, că nu-i place la om.